Volei Municipal Zalău s-a impus în 3 seturi în fața Tigrilor după 81 de minute de joc în al patrulea meci din cadrul turneului final, locurile 1-6 al diviziei A1 la volei masculin. Voleibaliștii zălăoane au început bine și s-au desprins la 3 puncte, 10-7 în primul set, dar au urmat 4 puncte consecutive pentru oaspeți, iar tehnicianul polonez a solicitat time-out la scorul de 10-11. Volei Municipal s-a desprins la 5 puncte după time-out, diferență fiind înregistrată și la final, 25-20. În setul al doilea, Zalăul nu a avut nicio emoție. Matei a reușit un as pentru 7-3, moment în care Marian Apostu a solicitat time-out pentru bucureșteni. CSM-ul s-a apropiat spre final la 2 lungimi, 22-20, după un serviciu și un atac greșit al Zalăului. Coval a solicitat întreruperea jocului. Zălăoanele au fost mai atenți pe final și s-au impus la 4 puncte diferență, 25-21, scor cu care s-a încheiat și setul al treilea. De la echipa noastră s-au remarcat Rareș Bolean și Ciprian Matei cu 13, respectiv 11 puncte. After two defeats, of course, victory was the first of all, the most important. Not level, everything didn't count. Important was victory. We won and we are very happy because we won 3-0. Today was playing much better, especially in serve. Now in playoffs, it's a very important factor who decide about the result. So we must much risk. We have to start more risk in serve. So and good for us because they have very many times negative reception. And we had a good block on the left and on front and the back. So we are very happy. Of course, now in the Wednesday is another one important game. We'll see what's happening in the another one match in Craiova. But now important is our level. I see that if we will play like today and step by step we can improve our level. We'll see what happens in the future. Municipal Zalău rămâne pe locul al treilea în clasamentul diviziei A1 cu 53 de puncte, la 2 puncte distanță de SCM Universitatea Craiova și la 3 puncte de liderul Arcata Galați. După părerea mea, trebuie să vedem pozitiv, să uităm ce s-a întâmplat până acum, să mergem înainte, următorul meci și cred că trebuie să fie bine, trebuie să fie, dacă suntem pozitivi, or să vină și rezultatele. Acum nu mă mai gândesc la titlu, după părerea. Eu nu mă mai gândesc la titlu, mă gândesc la următorul meci. Și luăm meci cu meci și după aceea vedem, tragem linia la sfârșit de campionat și dacă am câștigat titlu, sunt cel mai fericit categoric. Dar acum suntem pe locul 3 sau 2 până mâine. Încercăm meci cu meci. Nu trebuie să ne mai gândim la titlu, să vorbim atâta de titlu, după părerea mea. De partea cealaltă, CSM București a avut o evoluție modestă și rămâne cu 31 de puncte, iar în următoarea etapă va juca pe teren propriu cu Craiova. Astăzi nu am făcut un joc la fel de bun cum am făcut etapele care au trecut. Ne așteptam mai mult, îmi doream să jucăm mai mult și asta, dar probabil că presiunea meciului să-și fie pus accent pe jucători. Important este să ne revenim peste acest meci. Mai sunt încă 6 meciuri de jucat. Trebuie să jucăm până la capăt fiecare punct. În următoarea etapă, echipa noastră joacă în capitală pe terenul echipei Dinamo București, partida fiind programată miercuri 10 aprilie de la ora 18.